Charlie McCasey a fost descris ca un artist de rang mondial, Whoopi Goldberg și Sting numărându-se printre clienții lui. Când ți-ai descoperit talentul artistic? E o întrebare bună. Cred că mi-am dat seama că pot desena încă din școală, dar cred că îți trebuie un motiv ca să desenezi. El a descoperit acest motiv în urmă cu 25 de ani într-un parc din Londra. Fiind ateu atunci, el spune că a simțit că trebuie să existe ceva mai mult decât ce izbește ochiul. Isus m-a purtat treptat într-o călătorie prin care să descoper frumusețea oamenilor. Fiind începutul artei mele, am simțit că îmi spune, Privește cât de frumos este omul acela care este pe bancă. Nu l-aș fi observat altfel. În această sculptură de bronz numită Întoarcerea fiului risipitor, Mecca captează emoția pură a binecunoscutei pilde. Ea se găsește la Holy Trinity Brompton, una dintre cele mai influente biserici din cadrul bisericii anglicane. Mecca este un vorbitor cunoscut în special printre necredincioși. Charlie are lipici la oamenii din afara bisericii, fiindcă îi surprinde. Când te gândești la un evanghelist, nu ți-l imaginezi pe Charlie Maxey. Eram în toaletă și stăteam așa. Poate fi puțin mai neconvențional. Într-o zi a povestit cum a auzit un cântec gospel pentru prima dată la un festival de muzică într-o toaletă portabilă care era atât de mordară încât a trebuit să se urce pe colac. Cântecul a străpuns ateismul său, mișcându-l până la lacrimi. Eram în toaletă, plângând, un ateu care plângea. Este foarte umil, foarte simplu. Spune povești care nu-l platează. Nu prea știam ce mi se întâmplă, dar în timp ce eram cercetat, piciorul stâng mi-a alunecat. Mi-a intrat până aici. Deși poveștile lui Megasi nu sunt pentru cei slabi de îngeri, el scoate în evidență că apropiații lui Isus, ucenicii, ar putea fi descriși de asemenea ca inadmisibili. Am realizat că erau oameni răutăcioși, necredincioși, oameni care nu aveau o purtare religioasă și probabil n-ar fi fost prea bine primiți în biserică. Credeam că a fi creștin înseamnă să fii curat, să vii la biserică, să fii drăguți, să nu înjuri, iar atunci vei fi acceptat, fiindcă totul e în funcție de merite. Dacă vrei să aparții, comportă-te într-un anume fel. Ești iubit așa cum ești, indiferent cu ce ești acoperit, în exterior sau în interior. Cred că este unul dintre cei mai buni evangeliști din Anglia la momentul de față. Pe cei ce nu sunt în biserică, i duce să-l audă pe Charlie. <sus> și nu glumea. E complet ridicol. Totul a fost un șoc pentru mea căsi, ceva de înțeles având în vedere povestea vieții lui. Făceam lucruri religioase la școală și nu-mi plăceau deloc. Cânteam despre Dumnezeu, dar nu-mi plăcea de El. Nu credeam că există și dacă exista, nu-mi plăcea de El. Cum ai fi descris un creștin? Cineva care pretinde că e bun și judecă pe alții și crede într-un prieten invizibil creat de el. După întâlnirea ciudată, dar profundă, cu cântecul Oh Happy Day, Mekasi s-a mutat în New Orleans, implicându-se în muzica gospel și jazz. Păi să le spun oamenilor, există un duh extraordinar în spatele muzicii, e plină de viață. Uitați-vă la oamenii aceștia, uitați-vă la ceea ce cred, la impactul pe care îl are asupra lor. Mecăsi își vede operele de artă ca un mod de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor pe care îi iubește, cum ar fi fica cea risipitoare, realizat pentru o prietenă care s-a luptat cu tulburarea bipolară. Dacă încerci să le explici prin cuvinte că Dumnezeu iubește, că sunt iubiți, nu înțeleg ce vrei să spui. Ea întotdeauna așa dorit să fie ținută în brațe. Așa că i-am spus că așa este Dumnezeu. Operele de artă ale lui McCussey arată de asemenea prezența lui Dumnezeu în propria viață. Mi-am dorit să cânt la pian, dar nu am fost bun la asta. Pentru mine, îngerul reprezintă vocea lui Dumnezeu care spune Sunt cu tine, te iubesc. Lucrăm împreună. Nu ești singur. Acest tablou se numește Cunoscut. Într-o zi treceam cu bicicleta peste un pod din Londra și a durat doar 11 secunde. Dar a fost. Uf, ești cunoscut, ești iubit, Dumnezeu există și te iubește. Te știe, ești cunoscut, ești cunoscut pe deplin. Bube, întuneric, nu mai trebuie să te prefaci.